Salutare tuturor și bine v-am găsit la nou unboxing și review la scaunul Genesis Nitro 880, adică scaunul ăsta de aici. Înainte ca acest episod să înceapă, aș aprecia foarte mult dacă ați dat like pe pagina Genesis, care este în descriere, mergeți acolo, dați like pe pagină, pentru că postează niște chestii foarte, foarte tare, de la produse noi, la tot felul de chestii. Și vreau să vă zic că au scos niște produse foarte, foarte tare de gaming, cum ar fi Bungie-ul ăsta de aici, la care o să vină un review, și încă un mouse foarte tare. Și da, acum o să vă las cu unboxing-ul și după o să vă zic niște impresii de ale mele despre acest scaun. Bun, frate, și cutia asta e imensă. Așa. Așa. Hai să vedem ce se află înăuntru. În afară de scaun. Cred că în afară de scaun nu se află absolut nimic. Și de aici. Așa. Bun. Bă, câta cutia, deci jur, cutia asta e cât toată camera mea. Nu mai am loc de absolut nimic. Bun. Avem o steluță care cred că e aia, platforma aia de roți. Avem aici lângă noi. Avem una de astea de se asamblează. Noi știm cum se asamblează, nu avem nevoie. O din asta, așa, o păturică, știi, te învelești cu ea noaptea. Punem aici. Bun, și avem prima bucată de scaun, care este spătarul. Sau nu, nu știu ce e. Hai să vedem. Da, este spătarul, care e destul de ușor. Cel de la scaunul meu era ceva mai greu decât ăsta. Și ăsta, asta e grea. Ăsta este ăla de spui curul pe el. Îl punem și pe ăsta aici. Aici ce avem? Ăsta e ăla de ridici scaunul mai sus și mai jos. Bun. Aici avem roțile, care sunt multe și grele. Și mai avem fermuța de gât, care e foarte moale și foarte tare. Și mai avem o cutie cu șuruburi. Cutie cu șuruburi care are un kill. A, și niște, nu, asta e cutia cu șuruburi, acolo nu știu ce e. Bun, și asta e tot. Un carton, bun. Hai să strângem cutia, pentru că ocupă foarte, foarte mult spațiu. O punem așa. Deci, prima dată începem cu roțile. Bă, ce mișto e asta, așa lucioasă. Așa, așa, bun. Luăm astea, astea sunt foarte mișto, te bas cu ele. Le punem așa, bun. Cum se asamblează? Cred că la peștare, nu? Bun. Tenor. Bun, și punem și roata asta. Bun. Bă, deci întâi o să punem spătarul și cu alea, ok. Ok. Trebuie să prindem ăsta cumva. Așa. Cu șuruburile astea. Ne zice ce șuruburi să folosim. Bun, deci prima dată luăm două șuruburi și le punem cum arată în imagine. Așa. Strângem ăsta aici, nu foarte strâns. Bă, dar de ce tot iese asta? Bun, după ce strângem puțin aici, nu foarte tare, mergem și pe partea asta ca să fim siguri că este la fel. Îl aliniem așa. Și punem șurubul ăsta. Am mâna transpirată, nu prea pot să-l învârt cu mâna. Bun, după luăm și celelalte două șuruburi și le punem jos. Hai să vedem unde este gaura. Uite-o aici. După ce am pus al doilea șurub, putem să strângem, să le strângem pe amândouă tare, ca să nu plece scaunul ăsta nicăieri, bun. Nici foarte tare, dar destul de strâns, să nu cădem cu scaunul. Pentru că nu vrem să se întâmple chestia asta. Bun. Perfect. Și în partea asta la fel. Bun,
deja pus pătarul, am terminat și acum ar trebui să punem și piciorul ăla gen. Să vedem ce zice. Nu, întâi trebuie să punem chestiile astea de plastic aici, ca să nu se vadă să nu se vadă șuruburile alea urâte. Să vedem ce șuruburi ne trebuie. Ne trebuie șuruburile 11, care sunt. Deci, după punem astea, șuruburile cu căpăcele pe fiecare parte. Bun, apăsăm și pe ăsta, mai strângem un pic să fie strâns tare și punem căpăcelul. Acum punem și căpăcelul aici și am terminat cu partea asta de scaun. Perfect! Hai să vedem ce urmează din instrucțiuni. Am pus asta, ce să punem? Oh! Ah, ok, bun, deci să-l întoarcem. Nu era oare o idee mai bună să facem asta după ce... Înainte să pun spătarul, zic și eu. Uitați-vă și voi cum au pus asta, frate, adevărat. Teoretic ar trebui să scot mânerele, dar mi-e lene. Așa că scot pe ăsta așa ușor și gata, să nu se vadă. Ca să-l facem să stea, punem un șurub aici jos. Mă rog, încercam să-l punem. Bun, și-l punem și în colțul ăsta și-l strângem ușor cu mâna. Bun, gata. Bun, puțin aici și ultimul șurub care vine, uite, aici. Care nu prea vrea să intre. Gata, bun. Verificăm șuruburile dacă sunt strânse. Perfect. Bun, am pus asta. Hai să vedem ce urmează pe lista noastră. Deci am strâns aia, punem acum tubul acela care să vedem unde e. Cred că e cutia asta. Refacem. Da. Acesta este tubul care vă ridică în sus și în jos. Și asta e bucata aia de plastic, gen. Și după punem ăsta, uite, așa. Gata. Am pus ăsta. Punem roțile, punem scaunul. Deci, am pus ăsta, punem acum roțile. Gata. Iată ce să fac. Bun. Și acum ridicăm scaunul. Mai punem perna cealaltă, unde e? Aici. Bun, și acesta este scaunul după jumătate de oră de asamblat. Este foarte tare. Este ceva mai comod decât ce aveam eu. E de piele. Chestia se dau în față și în spate, stânga, dreapta, sus și jos. Foarte, foarte tare. Perna asta e super moale și super mișto pe îndepus așa la cap. Se mai dă pe spate. Voi de p***a mea, ce s-a întâmplat? Te dai pe spate, gen foarte pe spate. Sunt mega pe spate în momentul ăsta. Mai are frânele astea la rot super mișto pe care le acționezi așa, gen bănuiesc, uite, vezi? Și nu mai pot să mă dau față în spate și sunt blocat. Le pun înapoi. Și gata. Adică nu cred că e nevoie să le blochezi pe toate, blochezi doar două și nu te mai poți mișca nicăieri. Bun, deci asta a fost și asamblarea scaunului și acum o să facem un b-roll frumos cu el și vă mai explic eu niște chestii. Înainte să dețin acest scaun aveam un DX Racer F-Series, adică primul model de la DX Racer, cel mai ieftin. Și față de ăsta era mult mai tare, era făcut din textil, nu din piele. Era mult mai jos ăsta, deci pe la țineam la cel mai înalt nivel și era mai jos decât ăsta și ăsta e la cel mai jos. Și mie îmi place să am scaunul mai înalt. E mult mai moale ăsta, pernuțele sunt mult mai moi, e mult mai solid decât celălalt.
și mai are câteva chestii în plus, precum frânele la roți care te ajută să nu pleci nicăieri cu scaunul, gen dacă ești în pantă și nu vrei să cobori cu scaunul, acționezi pe frânele, ceea ce mi se pare foarte, foarte tare. Poți să te lași pe spate la un unghi de 180 de grade, adică plat, și scaunul se balancează în față și în spate foarte, foarte ușor și foarte tare. Aveți un link în descriere de la scaun dacă vreți să-l achiziționați, este foarte, foarte tare. Și da, cam asta și de episod, eu am fost Gami, iar ne vom vedea data viitoare. Pa!